Proverbele, capitolul 27, versetul 1. Nu te lăuda cu ziua de mâine, că nu știi ce aduce următoarea. Nu te făli cu ziua de mâine. Omul înțelept nu se fălește nici măcar cu ziua de azi, fiindcă în orice clipă se poate întâmpla orice nenorocire. Câtă vreme omul nu-și cunoaște viitorul nici cu o clipă înainte, el se poate teme de orice. Nimeni nu-i sigur nicăieri, ci oricine este primejduit oriunde. De aceea, omul înțelept, care își cunoaște cu adevărat starea sa, umblă totdeauna smerit și lucrează totdeauna drept, pentru ca oricine l-ar cerceta să-l poată afla credincios în orice lucru încredințat lui. Fericit este orice om care își cunoaște bine marginile până la care se cuvine să se întindă și care nu trece peste limita bunei cuviințe niciodată. Fericit cine ascultă cuvântul, nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi, să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale. Planificarea muncii viitoare este înțelepciune și prevedere. Împărțirea cu grijă a timpului, a muncii și a hranei pentru ziua de mâine este cumpătare și economie. Punerea în ordine a oricărui lucru, pregătirea pentru iarnă, pentru lipsuri, pentru bătrânețe, toate acestea sunt virtuți alese și fapte pline de cumințenie la un om luminat și la un popor cult. Omul sau poporul înțelept care lucrează în felul acesta nu va fi niciodată lipsit. Nu va fi niciodată surprins nepregătit. Nu va umbla niciodată în gol. Nu va fi niciodată zăpăcit sau neputincios. Nu se va pomeni niciodată unde nu e locul lui, nici prea la dreapta, nici prea la stânga, nici prea cu unii, nici prea cu alții, nici prea înghesuit, nici prea singur. Și mai ales nu va fi niciodată prea lăudăros și încrezut. O, Dumnezeule al înțelepciunii, te rugăm să ne dai totdeauna o bună judecată și cumpătare în orice vorbă și în orice lucru. Nu ne lăsa să fim niște lăudăroși și încânfați, ca să nu rămânem înșelați și de minciună, nicăieri și niciodată. Amin.